Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, ça va? Oh, ça va bien, ça va, et vous? Merci. Observați, aici noi am șlefuit. Am uitat să vă filmăm, să vincem. Dar vă arătăm așa în mare. Deci, am făcut tavanul și pereții sunt șlefuiți. I-am șlefuit cu girafa, cu o granulație de 180 de micron. Dar am șlefuit așa, în mare, relativ. Acum punem lumină razantă. Am pus deja acel spot care este foarte temnic și o să mai punem. Dar am început să luăm detaliile. Detaliile le luăm, colțurile. Le luăm cu această sculă, dacă ați mai văzut-o. Este de la, din gama Ergolis. Este extraordinară, deci eu o recomand. Asta te ajută enorm de mult la colțuri. Aceasta se poate folosi așa cum ne rog, ca să faceți colțurile de sus. La noi nu este cazul pentru că la noi colțurile sunt rotunjite, dar vom face colțurile la pereți. Sau se poate scoate așa pur și simplu și se folosește așa. Dar da, eu cel puțin prefer cu mânerul. Da. O țineți, efectiv, cu o mână. Nu țineți una aici, că vă umpleți de cap. Ea are sistemul pentru aspirație. Normal, aici se creează aspiratorul. Da, noi nu mai rezultăm. Și atunci mergeți așa. Și acesta nu este la 45 de grade să scoatem colțul la 90. Este puțin mai strâns. Și va trebui, de exemplu, mergeți acum partea asta, apăsați puțin, o țineți puțin să apăsați lateralul acesta. După aceea mai veniți o tură și apăsați invers. Vă mutați și apăsați invers. Aceasta oricum se miște, este economic. Dar nu trebuie apăsat cartic, numai foarte puțin. Mergeți în alta porțiune asta și eu merg acum închis pe peretele despre ferească. După aia o schimbat. Dacă apăsați pe atare, ea se împânează. Și atunci o disipare greu și complicat. Și după aia trec în partea asta și fac peretele, practic, apăs în partea să șlefuiesc partea aceasta. Merge foarte ușor și ce să zic, deci vă economisește o mâncare nouă. Vă scoate colțul de pe. Acesta vă scoate colțul. Iar după ce am făcut colțurile, atunci vom folosi aceasta. Noi avem pusă plasa de șlefuit, este mai practică. Și atunci luăm efectiv zonele, dacă mai vedem. La fel, același sistem. Aici nu este vorba de forță, nu trebuie apăsat. Practic o plimbăm numai să stea lipită de perete, ceva de genul. Nu apăsăm mai deloc. Aceasta ne lasă o textură perfectă și în caz că ar mai ceva de la girafă, la fel. La fel la tavan. La tavan o desfaceți să fie mai lungă, să nu vă chinuiți. Și la fel. Vedeți că ea se mișcă în toate direcțiile, o puteți mișca. Sau o luați așa, o țineți, mă, practic o țineți și o împingeți cu cealaltă mână. Și dacă mai aveți mici probleme, le scoateți cu aceasta. Le scoate planeitatea, fiind un pătrat, nu știu de cât este, de 20, da, după multe așa, la aproximativ, fiind pătrat, deci nu aveți șanse ca și cum ați dat la mână cu, dacă ați luat, de exemplu, așa, un șmir, și începeți să dați, dacă practic o să copiați peretele și dumneavoastră vă place, nu? Cum voi o să copiați practic defectele peretelui și nu este bine, o să aveți umbre. În mod normal, dacă este un perete pe care nu bate lumina razant, nu s-ar vedea, dar cum este acest perete, avem geamul în spate, aici va bate lumina tot timpul, observați. Uitați, de exemplu, acum, aici se vede un mic defect. Asta se vede de la gletieră. A sărit puțin gletiera când am dat gletul
Sper să se vadă bine în cameră. Cred că ar trebui să o filmez din partea asta, dar se vede, nu? Se vede, se vede. Uitați ce ușor o să-l îndept. Dar în situația asta nu mai folosesc asta mare, ci o folosesc pe cea actuală, care este aceasta. Unul e mai ușor. Și uitați-vă aici, filmează de aproape să se vadă. Cum avem aceste dâre, fără să apăsați foarte tare, uitați, a dispărut, se vede perfect, deci perfect fin. Nu aveți, aici simt la mână puțin o denivelare, nu se mai simte, este perfect. Aici o mică scrietură, asta le-ar acoperi pistolul acum, dar eu deșeri cu să arăt o de fapt. În mod normal, alea nu mă deranjează. Și în felul acesta, verificați peretele, să fie cât mai timp, iar după aceea, luați o lampă de mână, va vine mai ușor dacă se poate pe baterie, ar fi extraordinar, sau dacă am o lampă de la Ercolis, eu nu am adus-o în șantier acum, stă la garaj acolo, dar avem alte lămpi. Și atunci luați, practic, la verificat peretele din mai multe unghiuri. Prima dată puneți așa lampa să vă bată încolo, după aia o puneți de jos sau de sus, să aveți ambele direcții. Și verificați cu șmirgul în mână, ați văzut un mic defect, pac, 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 l-ați făcut foarte simplu. În felul acesta v-ați ușurat munca și ați făcut un lucru perfect. Deci vă rămân pereții perfect, perfect. Nu se vede absolut nimic. Aceasta este șlefuirea simplă și mult mai ușoară, nu transpirați atât de mult cu sistemul acesta de șlefuire. Care le vedeți? Aceasta sau cea triunghiulară de colțuri sau aceasta. Și inclusiv la tavane, inclusiv la pereți, mă ajută extraordinar. Nu mai folosiți cara, o obosiți foarte mult, cum că coboară. Deci asta puteți în toate direcțiile. Numai așa să faceți și vă rămâne perfect. Și nu trebuie să apăsați, este poartea Brazilul Nilbul, care este această plasă. Aceasta este poartea Brazilul. Și ia, ca să scăpați de cap, aceasta e efectiv aici, se lucrează aspiratorul. Deci, da, e simplu, nu vă arăt acum, că știți și voi cum se lucrează un aspirator. Dar eu nu-l folosesc, nu știu, mi se pare puțin mai greoaie și cu butonul de la aspirator. Deci vă rămâne perfect. În felul acesta puteți să lăsați clientul super mulțumit și nu trebuie să vă mai căutați clienți pentru că vă vor căuta ei clienții. Aceasta e unul din secretele care sper să vă ajute. Băgați ceva bani din aceste scule, bine, nu sunt foarte multe, nici nu știu că sunt de multe. În jur de 100 și 200 de euro. În jur de 200 de euro costă vizitul. Și da, când se întâmplă asta, mai le schimbați, pentru că vezi tot ce rezerva. Trebuie să le schimbați destul de des, ca să protejați mai mult această gumă. Este un cauciuc, așa, un cauciuc. Nu știu, burete mai dur, să-i spunem. Și de-aia aici se va duce scaiul, acesta este scai pe care se prinde șmierul. Dacă nu îl schimbați la timp și lăsați așa, veți freca colțul cum de la
În acest clip, clip să vă arăt acest schem, zic, sunt bani, bani, pe șantier, pe șantier, pe șantier, pe șantier.